Bună ziua! Am activat încă de aseară instituțiile de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți. În această dimineață am convocat o ședință cu responsabilii în măsură să gestioneze aceste măsuri. Statul român are obligația de a-și proteja cetățenii, de a proteja economia mai ales în această perioadă complicată provocată de invazia militară rusă în Ucraina. Nu voi permite nimănui să profite de această situație pentru ca, din lăcomie sau din orice alte motive, să încerce să destabilizeze economia țării și viața cetățenilor. Instituțiile responsabile vor fi ferme. În verificările pe care trebuie să le facă, și vor da sancțiuni drastice celor care încalcă legea. România este o țară sigură, în care securitatea și siguranța noastră sunt garantate față de orice formă de agresiune, iar garanțiile trebuie să includă și stabilitatea economică. ANAF, ANPC, Consiliul Concurenței. Au demarat investigațiile pentru a lua măsurile necesare de stopare a oricăror practici ilegale, abuzive, care nu au nicio justificare reală economică. Vor fi controlate toate companiile petroliere care funcționează în România. Am cerut tragerea la răspundere a celor vinovați și sancțiunile cele mai severe pentru cei care vor să genereze instabilitate. Guvernul nu permite astfel de practici și va folosi toate instrumentele legale pentru a proteja cetățenii și mediul de afaceri. Atrag atenția că orice altă tentativă de a destabiliza echilibrele economice ale țării va fi de îndată ferm și aspru pedepsită prin intervenția statului român.